Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Car Mechanic Simulator 2015. Și înainte să începem episodul, aș aprecia dacă ați apăsat și butonul de like, să strângem cât mai multe. Am văzut că vă place mecanicul în Căciovean, așa că o să continuăm. Acum, hai să vedem, phone. Bada bing, bada boom. Hai să luăm, take job, nici nu mă interesează, doar pur și simplu luăm asta. Hai să vedem mașina, hai să reparăm. Din păcate nu pot să înregistrez jocul ăsta în 60 de frame-uri, abar n-am de ce, mie mi se mișcă în 60, dar nu pot să ne... Dacă doam să registrez în 60 de frame-uri, pa! Să duce, așa că o să jucăm, așa, 30. Din păcate nu pot să folosesc muzica din joc, care e super șmecheră, din cauza faptului că e copyrighted. Fuck you, Dan. Ok, hai să vedem, deci, trebuie să apăs O. Și ce vrem noi să reparăm? Inner tire rod. Repair with parts exceeding minimum condition. Ok, hai să analizăm foarte rapid. Assemble body mode. Ok, și acum, ce ne interesează pe noi este wheel rod. Hai din nou să ne uităm, deci inner tie rod. Nu, prima dată, pentru că suntem începători și nu știm. Încă o dată? Am o minte de 3 secunde. Op. Ok, inner tie. Nu înțeleg de ce nu se deschide. Inner tie, ok. Bă, nu-mi spune. Ok. Ok, assemble. Ok. Era chiar asta, nu? Da, uite ce prostovan sunt. Deci, hai să vedem. Prima dată dăm examine. Ah, am înțeles. Ok, M. Trebuie să o ridicăm. Perfect. Deci, acum. Examine. Ce ne interesează pe noi este chiar minunăția asta. Cu galben, e ok. Pe când asta e cu roșu. Deci, odată, dar mașina mai are roți și în spate. Nu știu cum să mă mișc eu pe aici, că mă cam enervează. Pe și în spate și în față e la fel? Nu, stai că... A, uite-mă, acolo trebuie să mergem. Să dau cu click stânga. Și după care, unde e mă roata? Are doar pe... Ok, deci trebuie să cumpărăm una. Ok. Unde n-ai băi calculatorul acolo? Hai să luăm una. Da, eu tot sunt puțin confuz. Nu prea știu denumirea în română la chestiile astea, dar are doar pe față? Like, what the fuck? Aha, deci are doar pe față, nu? Să verificăm de două ori. Da, doar pe față are. Okay. Nu înțeleg dacă aș ști și eu cum pana mea mă mișc. Ok. Asta e. Deci, din nou, examine. Deci asta cu galben, ok. Și acum assemble. Disassemble. Trebuie să dăm roata jos. Ok. E ciudat jocul fără muzică, adică ce naiba. Ok, chiar trebuie să dau totul jos. Chestia asta trebuie... A, asta trebuia să dau jos, nu roata. Ok, disassemble. Bim. Și acum assemble. Asta nu. Perfect. Și aici. Perfect. Și trebuie să punem roata la loc pentru că am dat-o degeaba. Jos. Jos.
Eu zic că e un joc destul de chill ăsta, adică poți să te relaxezi destul de ușor în jocul ăsta. Ok, bă, eu zic că e gata, pretty much done. Nu? YouTube nu sunt convins dacă are și pe față și pe... Mă rog. Hai să vedem. Move car center. Perfect. Și e pretty much done. Deci eu trebuie să mă la mașină ca să apăs. Perfect. Stai. Finish job. Foarte bine. Hai să mai luăm alta. Filters. The new timing parts. Ok, hai să luăm pe asta. Da, deci e destul de chill jocul, te relaxezi, mă rog, tu o să poți asculta muzica pentru că nu filmezi, ca mine pe YouTube, dar... Na, ok, ce vrem să facem? Belt tensioner, timing belt water pump. Ok, belt tensioner. Hai să ne uităm la toate, să vedem cum arată. Ok, habar n-am ce-i asta. Timing belt și water pump. Timing belt. Aha. Și un aia la motor, cred, și water pump. We will have a hard time finding these. Da, o să ne chinuim ceva să le găsim, dar hai să o punem aici. Pentru că îmi place mie mai mult să fie așa ridicată. Ok. Și acum, hai să ne uităm după ce ne trebuie. Deci, din nou, o. Water pump, timing belt, belt tensioner. Unde sunt chestiile astea ascunse? Oare la motor? ABAB. Ah. Aha. A, B, chestia asta e la roată. Mă, dar eu nu mă înțeleg deloc. Oil filter. A, dar nu pot să mă uit de deasupra. Asta e belea. Da, nu e bine. Du-o în mijloc. Ca să o analizăm de deasupra. Ok. Servo, nu. Baterie. Engine. Hai să mai citim o dată. Deci, repair parts exceeding. Ok, money spent. Belt tensioner. Știm că ăsta e un fel de dreptunghi. Bă, naiba știe unde se ascund astea. Radiator fan. Deci știu că ăla e oil filterul. Water pump. Here it goes. Deci odată la mână, water pump R4. Asta odată. Ah, ok, exact aici. Deci disassemble. Mai întâi să o examinăm. Ok, hai că am găsit. Deci vreau să dăm disassemble. Trebuie să dăm disassemble la asta și ca să dăm belt tensioner. Odată. Water pump. Și ne mai trebuie triunghiul ăla care nu știu ce e. Deci timing belt. Ia stai să ne uităm în inventar. Serpentine belt și serpentine belt B. Ok. Și unde este timing belt? Ok, hai să cumpărăm. Deci, momentan avem așa. Timing belt și belt tensioner. Nu. Water pump R4. Asta odată. Stai așa. După care. Ce mai avem? Belt tensioner. Asta încă o dată. Hai să mergem la assemble. Din nou la motor. Assemble, da? Și
Și aș vrea să pun, nu, prima dată. Ok, asta aici, da? Asta aici și ăsta nou aici. Perfect. Beleaua e că nu știu eu. Deci, hai să ne uităm încă o dată. N-am pus timing belt-ul, care trebuie să fie tot undeva la motor, dar nu-mi dau seama unde. Poate voi l-ați văzut, dar eu nu îl văd chiar deloc. Exhaust, nu știu ce. Hai să ne uităm o dată. Timing belt. Ce naiba e asta? Cum să traduce asta în română? Aveți idee? Timing belt. Ori ăsta, ori ăsta. Să fi fost chiar ălea două care le-am scos eu? Dar nu se numeau timing belt. Adică, presupun că și ăstea. Hai să vedem. Examine. Cred că mai bine examinăm noi tot ce găsim pe aici. Da, oricum n-ar merge astea pentru că nu sunt cu roșu, aia e problema. Mă înțelegeți voi pe mine. Și unde e timing belt-ul ăsta, că eu nu dau seama. Opa, timing belt cover. Ok, disassemble. God damn it. Asta odată, asta odată. Care? Timing? Oh my god, trebuie să dau tot asta jos. Sper că o dau cu un rost destul de bun. Adică sper că o dau. Adică sper că în spatele astea se află ce trebuie. Cu un rost bun, auzi tu. Asta e, mă, timing belt. Hai. Timing belt. Dar de ce n-am cumpărat? Stai așa să cumpăr un timing belt. Timing belt V8? Habar n-am. Care e mai ieftin? R4. Nu știam ce să aleg. Ok. Din nou. Assemble. Vezi că trebuie să dau click dreapta? Nu. Ce facem, mă? N-am luat ce trebuia? Nu. Stai puțin. Assemble, da? Era ăla cu verde. Jesus Christ. Unde e, mă, calculatorul? Era ăsta. Vezi, dacă am cumpărat ceva greșit, da, oricum nu e problemă, pentru că sigur o să ne mai trebuiască asta vreodată în viață. Deci nu sunt bani irosiți. Așa că calm your tits. Adică o să mai avem misiuni dăți, să le spunem așa, în care o să ne trebuiască timing belt-ul ăla. Sigur că doar e pus acolo cu un motiv anume. Okay. Bam. Boom. Bă, dar ne-a luat ceva, trebuie să recunosc. Nu m-a dus pe mine mintea aia creață. Că timing belt-ul trebuia să fie pe lângă. Ok, am terminat. Finish job! Woo! Am făcut bănuții. Și pentru că îmi place foarte tare jocul ăsta, hai încă una. Controller, car, fears, leaves, filters, need rip. Hai pe ăsta cu filters, că ne-a așteptat de data trecută. Începe să-mi placă jocul ăsta, trebuie să recunosc. Ok, hai să vedem. Air filter, fuel filter, oil filter. Dar n-am făcut asta de trecută? Oil filter-ul, știu că e aici. Stai. Jos. Aici. Asta e oil filter-ul, care dacă le examinăm e stricat. Fuel filter. Perfect. Și mai e ceva roșu pe aici? Oil și fuel. Da, air filter-ul
O fi în spatele radiatorului? Nu. Servo. Jesus Christ. Air filter. Cu siguranță trebuie să fie în față. Nu cred eu că e pus în spate air filterul. Nu? Dar unde e? Ceea ce mai întâi să ne ducem noi să ne uităm cum arată. Air filter base cover air filter. Perfect. Cred că asta ne trebuie. După care fuel filter. Perfect. Și oil filter. Asta albastru. Perfect. Hai să mergem. Prima dată o să dăm disassemble. La ce dăm noi mai exact? Prima dată avem fuel filter-ul care vrem să-l dăm jos. Și după aia assemble punem unul nou. Perfect. Și avem și pe față. Dacă mai țin eu minte unde. Stai, ce? Vreau să dau. Ah, Caron Lifter, pe zi-mă așa. Trebuie să fie pe jmecheria asta. Mie mi-ar fi frică să stau aici, poate cade mașina pe mine. Ok, Disassemble. Bim. Unul nou și acum avem beleaua cu air filterul care o să mutăm mașina în centru. Să-i dăm iar. Uite, avem chiar în fața noastră era air filterul. Trebuie să-l scot eu. Nu-mi dă și mie zoom in ca să le scot. Să le scot eu așa. Perfect. Air filter-ul, disassemble, assemble, unul nou și suntem good to go. Bun. We are good to go. Boom! Perfect! Și avem 2000 și ceva de dolari, de exemplu, putem să ne ducem aici să facem upgrade-uri, dar nu știu ce ți trebuie. Fast unbolting. No, you not have nothing. Ok. Bă, sunt multe chestii de făcut. Deci nu te plictisești în jocul ăsta. Paint shop. Să faci XP. Vedeți acolo experiența. Da, deci sunt destul de multe chestii de făcut în jocul ăsta. Mie unul îmi place și dacă vă place și vouă și vreți să vedeți cât mai multe episoade, vreau să-mi spuneți în comentarii, bă, Rafael, uite, mai fă un episod că mie mi-a plăcut și să apăsați butonul de like ca să văd și eu că apreciați această serie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.